Luni până la vacanța elevilor, dar părinții grijulii caută deja cele mai bune tabere și excursii și au de unde alege. Agențiile se întrec în oferte. Surf și limba engleză în Hawaii este cea mai exotică propunere pentru vara aceasta. Părinții care vor să-și răsfețe copilul plătesc pentru 2 săptămâni de vacanță chiar și 2000 de euro. Studiu, excursii, distracție și mulți prieteni. Asta înseamnă o tabără în locurile exotice ale lumii. E drept, costă câteva mii de euro, dar copiii care au fost spun că a fost experiența vieții lor. Variantele anul acesta sunt mai multe ca oricând. O destinație de tabără ar putea fi Hawaii, costă 4.000 de dolari, durează 4 săptămâni, dar este destinată doar tinerilor care au împlinit 17 ani. Îmbunătățirea nivelului de limbă străină care dorește să studieze, activități sportive și artistice la alegere în funcție de necesitățile și scopurile cursantului, cât și excursii opționale la alegere. La fel de exotice, dar ceva mai ieftine sunt taberele în Cipru, Grecia sau Turcia. Un program complet costă cel mult 1.500 de euro, cu studiu dimineața și mult sport în rest. Avem în Peloponez o tabără foarte frumoasă, în care copiii învață limba engleză, învață despre mitologia greacă, fac multe excursii. Oferte sunt și în Germania, Elveția, Marea Britanie și Italia. În stațiunea Lignano din Italia, de exemplu, 2 săptămâni în iulie costă 1.570 de euro. Condiția este ca elevul să aibă peste 12 ani. Foarte căutate sunt taberele din Marea Britanie. Cristina a stat 2 săptămâni în York, un sătuc din Manchester. Experiența a ajutat-o să aibă mai multă încredere în ea. Am făcut cursuri de leadership, aveam mai multe activități, iar în timpul liber se practicau jocuri. Pentru tinerii de 20 de ani, Londra e locul ideal pentru o tabără de studiu. 30 de ore de engleză intensiv, excursii, masa și cazarea l-au costat pe Olivian aproape 2000 de lire. M-am întors cu multe contacte, contacte din Columbia, contacte din Rusia. Pentru mine în CV contează, pentru mine personal. Mă ajută și pe mine ca experiență, pentru că îmi schimbă sau mă ajută să-mi schimb felul de a fi. O tabără într-un sătuc de munte din Austria destinată copiilor cu vârste între 10 și 16 ani costă 2.300 de euro.